Anul acesta, Gala de Teatru, ajunsă la cea de-a noua ediție, se va desfășura în perioada 18-26 mai. Vom păstra aceleași secțiuni ca și în edițiile trecute, și anume o secțiune oficială care se va desfășura la sala Consiliului Județean, secțiunea Bucuria Ochiului din Ureche, care va cuprinde lansări de carte și audiții, care se va desfășura la Biblioteca Județeană Buzău, și secțiunea Vedeta de Mâine. Iar secțiunea Vedeta de Mâine se va desfășura la Capeneaua Artiștilor, tot cu studenți de la UNATC, spectacole foarte bune, cu care buzoienii sunt obișnuiți. Ca o noutate, să spunem noutate, pentru că anul trecut nu a fost, vom avea două spectacole la Râmnicu Sărat, în data de 18 și data de 19. Practic, festivalul se va deschide cu Râmnicu Sărat și se va continua, bineînțeles, la Buzău. Vom avea în foaierul sălii Consiliului Județean și două expoziții. O expoziție de păpuși și marionete realizată de Teatru Țăndărică și o expoziție de fotografie de teatru. Vom avea și anul acesta spectacole foarte bune, deși sala Consiliului Județean nu este chiar adecvată spectacolelor de teatru, dar am încercat să aducem spectacole foarte bune și teatre foarte bune din București și cunoscute, care să se adapteze scenii de la Consiliul Județean. Astfel vom avea Teatrul Odeon, vom avea anul acesta și Teatrul Metropolis, Teatrul Notara și, bineînțeles, Teatrul George Ciprian, cu două producții.